Cămătaru l-a majorat la 2-0. Un început bun, umbrit însă de reușita cipriotului Vrahimis în minutul 29. Imediat după acest meci, naționala României a plecat într-un turneu în America de Sud, acolo unde a întâlnit Argentina, campioană mondială în titlu, Peru și Chile. Un turneu în care a pierdut de două ori și a reușit să câștige ultimul meci, cel cu naționala chiliană, cu 3-2. De remarcat că toate cele trei echipe întâlnite în turneul sud-american erau calificate la turneul final al campionatului mondial din 1982, campionatul mondial care s-a desfășurat în Spania.